Tragedie pe mare, 24 de imigranți afgani care se îndreptau spre Constanța au murit după ce ieri embarcațiunea în care se aflau a naufragiat în apele Turciei. Până la această oră au fost recuperate 23 de cadavre. 2-3 tane balıkçı teknesi büyük teknelerden birkaç tane ceset buldular herhalde. Onları sahil güvenliklere orada deniz üstünde verdiler. La bord se aflau 42 de persoane, între care mai mulți copii. Traficul pe Bosfor a fost temporar suspendat pentru căutarea supraviețuitorilor.